Povestea Cramei Licorn a început în 1909, culme. Ea a început cu boierul Nicolau, care la 1909, conform legendei, a avut un vis în care i-a apărut Dumitru Brâncoveanu și acest i-a spus să facă un vin negru precum cocoșul vinograda sa. De atunci, cramele au fost cunoscute drept cramele cocoșul negru. Mai sunt câteva artefacte cu cocoș în zona Licorna. Și noi am încercat să renodăm povestea în 2013, când am achiziționat acest conac, care s-a aflat într-un stadiu avansat de ruină. L-am reparat, am încercat să redenumim și să renodăm povestea în cramele cocoșul negru. Nu am reușit, o altă firmă s-a opus acestui nume. Și atunci am căutat un alt animal de poveste și mi s-a părut Licorna drept un animal adecvat pentru povestea noastră. În primul rând, Licorna este o cramă de tip butic. Noi avem o podgorie de 30 hectare în care putem găsi pe zona de struguri roșii fetească neagră, Cabernet Sauvignon și Merlot. Avem și un pic de Sangiovese pe care mai folosim. Iar în zona de struguri albi avem Sauvignon Blanc, fetească regală, fetească albă, tămâioasă românească și un pic de Pinot Gris. Proiectul unui vin începe din primăvară. Din punctul nostru de vedere, începe din felul în care tăiem vița de vie. Încă ne putem dori să facem o cantitate mai mare, ne putem dori să facem o producție mai mică, astfel încât calitatea strugurilor să fie ceva mai înaltă. Strugurii respectiv sunt culeși manual, ajung în lădițe, ajung la cramă, unde sunt selectați manual și unde sunt vinificați. Tot procesul ăsta are loc cu ajutorul muncii manuale. Da? Lucrul ăsta ne ajută foarte mult să nu zdrobim strugurii, să-i culegem pe cei sănătoși, să vinificăm doar din ei și în felul ăsta cumva să ai o calitate superioară în vin. Funcție de vinurile pe care le-ai produs, ele pot fi vândute și după 10 ani și după 15 ani. Ele pot sta la păstrare în butoare sau în sticlă. Vinurile roșii, spre exemplu, trebuie să aibă o perioadă de maturare foarte, foarte îndelungată. Poate datorită climei din Dealul Mare, poate datorită solului din Dealul Mare. Vinurile roșii ajung să se matureze după o perioadă care, în medie, se învârte în jur la 4 ani. Da? Să zicem că am recoltat struguri din 2020, pe care i-am vinificat acum. Probabil o să vedeți vinurile roșii din această recoltă undeva în 2024-2025. Ne-am orientat pe vinurile seci, vinurile roșii seci, vinurile albe seci, și în zona de, să zicem, dulce, avem două vinuri, un Cabernet și o tămâioasă românească dulce, pe care, să zicem așa, o avem poziționată în zona de vinuri de desert. În general, produsele Licorna sunt pentru canalul Horeca și mai avem câteva ediții limitate, speciale, pe care le creăm aici, ediții destul de mici, de la 500 până la maxim 3-4.000 de sticle. Astea le puteți găsi în zona de magazine premium de vin, în zona de online sau în zona de magazin de la cramă. Sunt permanent întrebat cum să alegem un vin bun. Da? Și sfatul meu, în general, pentru toată lumea, este să experimentați, în primul rând. Nu stați blocați într-un singur soi sau un singur vin. Degustați de la mai multe crame, vizitați-le neapărat. Pentru că în felul ăsta, felul în care arată o cramă, povestea cramei, povestea oamenilor de acolo, cumva te vor ajuta să decizi și să înțelegi de ce un vin este mai bun decât celălalt. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.